Binecuvântat să fie domnul. Totdeauna la căsătorie folosim metafore sau imagini sugestive, simboluri, dacă vreți. Și astăzi, Andra și Alex, vreau să vă vorbesc despre familie ca o cetate. O cetate care poate fi asediată. O cetate care poate fi cucerită, care poate fi dărâmată, care poate să treacă prin multe probleme în viață și noi ne dorim ca această cetate a familiei voastre să rămână în picioare și Dumnezeu să o binecuvinteze. Vedem în lumea în care trăim cetăți care au rămas de mii de ani în picioare. Dacă ne gândim la Roma, e și numită Cetatea Eternă și astăzi este în picioare. Multe alte cetăți vechi, puternice, au căzut și nu mai sunt. Oamenii presupun că ar fi aici sau ar fi acolo. N-au rămas nici măcar ruine, n-au rămas nici măcar locuri sigure unde, unde s-ar fi aflat o anumită cetate puternică altădată. Familia așadar poate fi asemănată cu o cetate și cetatea de astăzi este o cetate specială. Ea se numea Laiș. Laiș în traducere înseamnă un leu, Leu bătrân, adică rege puternic, sau mai înseamnă și puternică sau siguranță. Pentru el asta însemna. În vremea de atunci, asta a spus: Facem o cetate și ce urmărim noi este să fim în siguranță, să fim puternici. ce își dorește o familie, ce își dorește o cetate? Aveau acești oameni totul și o să vedem cinci lucruri pe care. Acești oameni din laici, această cetate, le aveau cinci lucruri pe care fiecare familie uh, și le dorește, cinci lucruri importante, cinci binecuvântări am putea să le numim noi, cinci urări pe care noi astăzi putem să le facem pentru ei, să le vedem, să ne gândim și noi la ceea ce se întâmplă în vremea noastră, în vremea în care trăim noi. Aveau tot. Ceși dorește o familie sau tot ce își dorește o cetate. În primul rând aveau prosperitate. Sau belșug, vorba românului, avem de toate. Am citit acolo în versetul 18 și în versetul 10, în versetul 10 din capitolul 18 se spunea un loc în care nu lipsește nimic din tot ce este pe pământ. Vorba celor din Laodicea, nu duc lipsă de nimic. Știți, erau niște cuvinte. Când omul vrea să arate că o duce foarte bine, că e de ajuns tot ce are el, spunea Nu duc lipsă de nimic. Până și psalmul 23 spune nu voi duce lipsă de nimic. Adică asta arată că există prosperitate, abundență, belșug. Nu lipsește nimic. Nu așa că și voi vreți. Familia voastră să nu ducă lipsă de nimic. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să nu duceți lipsă de nimic. Să aveți din belșug de toate. Bine, oamenii aceștia aveau de toate. Aveau prosperitate, aveau belșug. Nu le lipsea nimic. În al doilea rând, această cetate, ce mai avea? Pace. Nu era în război cu vecinii spuneau ei, nu era în mijlocul lor nimeni care să le facă rău sau să le dorească rău, nu era nimeni, nu era un război cu nimeni, nu era un litigiu cu nimeni. Ce își dorește de obicei o familie? Pace. Pace cu ceilalți. Acum, când vorbesc despre pace, vorbesc despre pacea pe plan extern, adică cu ceilalți. Ei nu erau implicați în niciun război. Nimeni n-a venit să le facă război, nici ei nu s-au dus să facă război în altă parte. Trăiau liniștiți, trăiau în pace. Și pacea este un deziderat al tuturor familiilor. Numai că o să vedem noi care era costul acestei păci. Cineva a fost întrebat dacă are probleme cu soacra, dacă se înțelege bine cu ea. Și a spus foarte bine, eu aici, ea în România, înțelegem de minune, ne vedem odată la câțiva ani. Așa și ei erau în pace pentru că nu aveau legături, nu aveau relații în niciun fel. Nu se vizitau, nu aveau probleme, stăteau deoparte, liniștiți și trăiau în pace. Nu aveau niciun fel de probleme. Nu trăiau sub frica armelor, a războiului. Ați văzut în zilele acestea, am urmărit foarte mult pentru că sunt și românii de noștri, sunt și evanghelici. Povesteau, povesteau cam ce se întâmpla acum în, în Israel cu bombele, cu alarmele care întruna sunau, sirenele care sunau, oamenii aveau 30 de secunde să ajungă la dăpost ca să uh, fie în siguranță. Sunt, uh, acolo în Israel, pretutindeni se fac acele buncăre care rezistă și la bombe și la arme mai sofisticate și cei care își permit au propriul lor buncăr în casă, au în casa lor un loc sigur, un adăpost sigur, sau dacă nu este cel public, dar au 30 de secunde de când începe să sune alarma, timp să meargă să se adăpostească. De aceea când noi vorbim despre psalmul 91 și spunem, el este locul meu de adăpost, aveți un timp în care puteți să vă adăpostiți în Domnul atunci când, când sună armele, când sună sirenele. Oamenii aceștia erau în pace, nu aveau problema asta. Nu era un conflict cu nimeni. O familie în pace cu vecinii. Apoi, în al treilea rând, aveau liniște între ei, se înțelegeau între ei. Pacea pe plan extern, adică cu vecinii, dar e vorba și de o pace și de o liniște în interior. Pentru că marile imperii au căzut nu atât datorită celor din exterior, cât celor din interior. Oamenii nu s-au mai înțeles între ei care a vrut să fie șef, avem Imperiul Roman, din interior s-a fărămițat că n-a fost suficient un șef, un cap, trebuia să fie mai multe, până când s-au fărămițat. De multe ori familiile nu au probleme din exterior, ci din interior. Când nu se mai respectă autoritatea, când nu se mai respectă rolurile, când nu se mai face ceea ce trebuie și oamenii Familia în interior se poate e, distruge, autodistruge. De aceea, cetatea Laiș avea un mare har de la Dumnezeu să se înțeleagă și între ei. Erau oameni liniștiți. Între ei nu era ceartă. Cu vecinii nu aveau ceartă. Aveau belșug. Aveau de toate. O altă, un alt lucru pe care îl subînțeleg, nu-l văd scris, dar îl subînțeleg, aveau sănătate. De unde îmi dau seama de asta? Că nu aveau niciun necaz, nu aveau nicio frică, nu aveau niciun stres, nu trăiau sub nicio depresie. Pe ei nu i-a distrus o pandemie, n-a venit o boală incurabilă, n-a venit ciuma, n-a venit o altă problemă. Ei n-au avut o problemă de boală, erau oameni sănătoși. Ce-și dorește astăzi o familie, în mod deosebit, mai ales în vremea aceasta, sănătatea. Să ai sănătate. Și cetatea asta se bucura de sănătate. Aveau sănătate. Ei n-au murit datorită problemelor de boală. În al cincilea rând, o altă mare binecuvântare, regăsită chiar în numele lor, lași însemnând și siguranță. Oamenii aceștia aveau siguranță. Adică, atunci când îți așezi o cetate, acum pentru noi e poate mai simplu, dar altă dată, când oamenii vreau să își întemeze casa, cetatea, căuta o poziție strategică. Când mă uit la marile capitale ale lumii, când mă uit la orașele foarte mari și foarte vechi, acolo este clima ideală. Adică cel mai bine în Italia se stă la Roma, din punct de vedere al climei, cel mai bine în Spania se stă la Madrid, din punct de vedere al climei, și așa mai departe. Adică oamenii alegeau poziția cea mai bună din toate punctele de vedere. Aveau o poziționare strategică. Nu erau vulcani pe acolo, nu era o zonă cu cutremure, nu era o zonă cu inundații, nu era deșert, pustiu, era un teren fertil, arabil, aveau tot ce le trebuie, trăiau într-o vale plină de izvoare, aveau tot ce le trebuia și nu aveau niciun pericol, adică trăiau în siguranță. Era locul perfect, locul ideal. Când au venit iscoadele și au văzut locul acesta, au spus: Este extraordinar. Un loc perfect pentru noi. Locul din care nu lipsește nimic de pe acest pământ. Un loc plin de binecuvântări. Lucru pe care noi vi le dorim și vouă. Dar atenție, că un singur lucru le lipsea acestor oameni. Un singur lucru le lipsea acestei cetăți: legătura cu alți oameni. De două ori se sublinează acest adevăr în textul acesta. Nu aveau legătură cu alți oameni. Și asta a fost fatal pentru ei. Banii nu le-a ajutat la nimic. Faptul că erau sănătoși, că nu erau bolnavi, nu le ajutat la nimic. Faptul că erau într-o poziție strategică așezați nu le-a ajutat la nimic. Faptul că până atunci n-au avut război cu nimeni, se înțelegeau foarte bine cu toți. Faptul că ei între ei erau uniți, erau liniștiți, erau muncitori, erau harnici, erau oameni care se descurcau, aveau de toate din belșug. Ei bine, cu toate astea nu le-a ajutat la nimic. Pentru că ceva le-a lipsit, acel ceva, legătura cu alți oameni, le-a lipsit. De aceea, predica mea din această dimineață o intitulez Familia în izolare. Un cuvânt cu care astăzi suntem obișnuiți foarte bine. Familia în izolare. Familia în autoizolare. O familie care s-a izolat de restul lumii. Să nu aibă legături. Să nu aibă legături cu alți oameni. Să fie pe contul ei. Să fim liniștiți. Vorbe pe care le auzim mereu. Ne vedem de treaba noastră. Să ne vedem de casa noastră, noi ne descurcăm singuri, noi nu avem nevoie, noi nu ne băgăm în asta, noi nu ne implicăm acolo, noi ne vedem de drumul nostru. Și totul e bine și frumos până la un timp. Un timp care vine sigur că e mai devreme sau mai târziu, dar vine. Când vine necazul, iată că acest n-am legătură cu nimeni poate fi fatal. De aceea astăzi eu vă doresc vouă, Andra și Alex, să nu fiți o familie în izolare, să nu vă autoizolați, ci să aveți legătură cu familia, cu biserica, cu societatea, pentru că așa ne-a chemat Dumnezeu. Și o să continui explicând ce, ce poate determina pe oameni. Am analizat, am studiat să spunem, fenomenul acesta pe care îl văd tot mai evident. Iată că pandemia asta a scos în relief tot mai mult problematica asta majoră a izolării. Distanța pe care oamenii au creat-o între ei, distanța pe care familiile o creează între ei, între ei și biserică, între ei și societate. Și este o întrebare la care vrem să găsim răspuns astăzi. Ce îi determină pe oameni să se izoleze? ce face pe tineri să se izoleze? Ce face noile familii să se izoleze? ce face pe oameni să se izoleze? Ce stă la baza izolării sau autoizolării? Pentru că nu izolează cineva. Nu alții au decis să n-aibă legături cu cei din laici, ci cetatea laici, a spus, noi vrem să fim neutri. Noi vrem să fim autonomi, independenți. Noi nu vrem să avem legătură cu nimeni. Noi nu vrem să avem relații cu absolut nimeni. Și am găsit cinci motive pentru care acești oameni, această cetate, a ales să se autoizoleze, să n-aibă legături cu alți oameni. Primul factor, neîncrederea. Neîncrederea. Nu aveau încredere în alții. Nu vrem să avem legături cu ei, o să ne facă rău, Cred că vor să ne fure, cred că vor să ne strice, cred că o să ne provoace, pa, o să ne înșele, vor să profite de noi. Neîncrederea. Ce vreau să subliniez în această zi, încă o dată, o fac de atâtea ori, evităm, trebuie să evităm întotdeauna extremele. În orice lucru, inclusiv în lucrurile bune, există extreme. Și noi niciodată nu trebuie să mergem la o extremă sau la alta. Totdeauna trebuie să găsim mijlocul cărării. Dacă luăm, de exemplu, încrederea. Sunt oameni care merg la o extremă. Neîncrederea. N-am încredere în nimeni. Și aud oameni de felul acesta. Nu mai este niciunul. Păi înseamnă că nici tu nu ești de încredere când afirmi asta, nu? Dacă tu nu ai încredere în nimeni, tu ar trebui să fii primul în care să ai încredere. Toată lumea e rea. Și tu ești din lume și tu ești acolo. Oameni care nu au încredere în nimeni, este o extremă, o extremă foarte periculoasă. Cum? Și cealaltă extremă este la fel de periculoasă. Prea mare încredere. O încredere oarbă, are încredere în oricine, crede pe oricine, ca a spus cineva, el crede, a auzit, scrie pe internet, înseamnă că, da, putem crede. Trebuie să știți, vizavi de încredere și vizavi de orice lucru, că există extreme pe care trebuie să le, întotdeauna să le evitați. Oamenii aceștia n-aveau încredere. N-aveau încredere în vecinilor, n-aveau încredere în cei din jur. Ei făceau parte din sidonieni. Sau sidoniți. sidonici. Dar nici măcar cu ai lor nu aveau relații. S-au dus cât mai departe, erau departe de Sidon, capitala lor, să o numim așa. Ei s-au departat și au spus, noi pe contul nostru, nu vrem să avem treabă cu nimeni. Nu vrem să avem legătură cu nimeni, nu avem încredere în nimeni. În al doilea rând, alt factor care contribuie la autoizolare este mândria superioritatea. De ce ne izolăm? Noi suntem cei mai buni. Noi avem cetatea cea mai frumoasă, noi suntem cei mai harnici, noi suntem cei mai gospodari, noi suntem cei mai descurcăreți, cei mai muncitori, noi avem bogăție, noi avem de toate, noi suntem cei mai buni și n-are rost să ne stricăm noi viața, Având relații cu alții. Mai ales atunci când vorbesc despre relația familie-biserică, sunt familii care se autoizolează de biserică. Am observat fenomenul acesta și vă-l prezint foarte pe scurt. Niciunul din cei care, vin la, care nu mai vin la biserică, da? Deci, noi cunoaștem biserica. Avem registru de membri. Și observăm că, la un moment dat, Cineva, o persoană sau o familie nu mai vine la biserică. S-a supărat pe cine, nu știu. Ei, niciuna din aceste persoane, niciuna din aceste familii, deși păcătuiesc, deși chiar trec prin păcate cunoscute, adică eu cunosc situația lor, ei niciodată nu spun eu sunt prea păcătos să mă duc la biserică. Eu nu sunt vrednic să mă împărtășesc cu cina Domnului. Nu, nu, nu spune asta. Știi ce spune totdeauna? Ce se face acolo? Nu mai merg eu, nu mă compromit eu cu alții. Eu sunt prea bun. Cei care nu se împărtășesc la cina Domnului, mâine vom avea cina Domnului. Ei bine, cei care nu se vor împărtăși, cei mai mulți dintre ei nu vor spune, Domn, sunt smerit, sunt păcătos, vai de mine, să-l vezi acolo că plânge, vine și plânge și stropește și udă, uh, udă covorul, mocheta pe jos de, de, de plâns. Nu, nu. A, ah, uite, se împărtășește și, și celălalt și celălalt. Nu eu nu mă, mă, nu mă confund cu ceilalți. Eu sunt mult mai bun. Cei care aleg să nu se împărtășească, cei care aleg să nu vină la biserică, întotdeauna o fac datorită aroganței, mândriei, superiorității. Se cred mai bun decât ceilalți. Nu mai merg acolo, că știu eu. Uite și cu tare, și încep cu motive. Nu se uită la ei. Totdeauna arată cu degetul spre alții. Alții sunt răi, iar ei sunt buni. Și asta îi face pe oameni să se izoleze. Mândria. La al treilea rând, ceea ce îi face pe oameni să se izoleze este egoismul. Adică totul trebuie să fie în jurul meu. Autonomie, independență. Eu, dar eu să n-am treabă cu nimeni. Nu avem nevoie de alții. Noi ne descurcăm. Totul e pentru noi. De ce să muncesc eu pentru alții? Că normal, mergi în vizită la cineva, te costă. Vine cineva la tine, poate, mi-au spus. Tot ce muncim noi, e la noi. Gata. Nu mai mergem noi la anunț la altcineva, mergem noi la sărbători la altcineva, nu avem nicio legătură cu nimeni. Noi pe contul nostru acasă. Economisim de minune. De ce să muncim noi pentru alții? Dacă noi avem de toate. Păi de asta și avem. Că ăsta e motoul unora bogați. De deci ce am? Pentru că nu dau. Pentru că totul e pentru mine. Eu tot ce câștig strâng, pun în pungă, pun deoparte. Și de asta am. Și trăiau cu egoismul acesta. De ce să muncesc eu pentru alții? De ce timpul meu să-l dăruiesc altora când stau în familie, frate? Ce treabă am eu cu biserica, cu alții? Nu, nu, cu familia. Și veți auzi tot mai mult sloganul acesta: A, eu cu familia, frate. La biserică, nu. La lucrările și activitățile bisericii, nu că ele cu familia. Și cu familia o să fie. Și va veni un moment când va fi cu familia, doar cu familia. Pentru că nu cultivă relații, nu cultivă legături. Noi trebuie să fim foarte atenți la aceste extreme. Încă o dată, un alt motiv îl prezint, indiferența. Nu le păsa de ceilalți. Nu erau interesat de ceilalți. Băi, am auzit, a, o cetate a ars, au invadat-o alții, au venit. Să se descurce. Nouă ne merge bine, noi trăim în pace, noi avem de toate, noi suntem liniștiți, la noi a plouat, la noi e bine, ce ne pasă nouă de alții? Ce mă interesează pe mine de România, Ucraina, de alți sărați, nu au decât să muncească, să se descurce. Sunt alții bolnavi prin spital? N-au decât. Eu să fiu sănătos, eu să pot ieși la munte, la mare, la plimbare și unde vreau, dacă mie merge bine, treaba mea. Și altora, treaba lor. Să se descurce. Și iată că cetatea asta trăiește în indiferență față de ceilalți. Adică nu le pasă, că de asta oamenii nu vor legătură cu alții, că nu vor să asculte. De ce să plec eu urechea la problemele altora, să mă încarc? Eu nu mă duc, nu mă interesează pe mine de alții. Oameni dezinteresați, indiferenți la problemele altora. În al cincilea rând, ce determină pe oameni să se izoleze sau să se autoizoleze, este neștiința. Adică oameni care nu cunoșteau planul lui Dumnezeu pentru oameni, ce trebuie să știm este că de la început Dumnezeu a spus nu este bine ca omul să fie singur și acesta este un principiu valabil pentru, pentru a închega o familie. Apoi omul să nu fie singur pentru a avea copii. Apoi nu-i bine ca omul să fie singur pentru ca familia să se implice într-o comunitate, în biserică, în societate. Nu-i bine ca omul să fie singur ei nu cunoșteau planul lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu de la început îl numesc, în mod sintetic, părtășia. Adică omul trebuie să aibă părtășie, omul trebuie să aibă relații cu alții. Noi nu putem tăia legătura cu toată lumea și să mergem cu ideea că noi suntem în planul lui Dumnezeu și în voia lui Dumnezeu. Nu se poate asta. Nu ești în planul lui Dumnezeu. Noi ne rugăm acasă noi facem cina Domnului acasă, noi acasă, noi nu mergem la biserică, noi nu avem legătură cu alții. Ei bine, așa ceva biblic nu este posibil. Nu este planul lui Dumnezeu. În biserică nu există niciunul, și asta o subliniez și acum, cum am subliniat-o și altă dată. Faptul că ei spuneau, avem de toate, era o mare minciună. Era cea mai mare înșelătorie sau iluzie pe care și-o puteau face. Cum să spui tu că nu lipsești nimic din tot ce este pe pământ? Uitându-ne în urmă, în istorie și în ce vreți, în geografie și în orice, cartofi n-aveau, porum n-aveau și multe lucruri pe care nu le aveau. Trăiau cu iluzia că au de toate. Dacă tu n-ai legătură cu alți oameni, de unde, știi, de unde știi tu ce au alții? Ca să te compari cu ei și să spui, eu am de toate. De care toate ai? E o iluzie. În biserică Dumnezeu a creat biserica să aibă părtășie și niciun om nu are toate darurile. Niciun om nu poate spune, nici măcar Pavel. A venit la mine unul și mi-a spus, eu am nou daruri, ca Pavel. Domnul să bine binecuvinteze, dar și dacă le avea, Pavel a spus, rugați-vă și pentru mine. Avea nevoie de alții. A spus și el la un moment dat, lucrez eu cu mâinile mele, nu vreau să depind de nimeni, dar uite că a ajuns în situații în care, da, bisericii au trebuit să facă colete pentru el, să-l ajute, să-l susțină. Ai nevoie de alții, chiar dacă ți se pare sau ești prea mândru sau prea aroganță, accepti ideea că nu poți singur. Ai nevoie de alții. Legătura cu alții este indispensabilă. De aceea, familia în izolare nu face altceva decât să se expună singură dezastrului. Nu poți rezista. Singura problemă este doar, nu este dacă va cădea, dacă va fi distrusă, dacă va fi nimicită, ci doar când va fi nimicită. Familia care se izolează, se autodistruge, de fapt. Când te izolezi, te distrugi. Pentru că, folosim o altă metaforă foarte cunoscută de noi, turma de oi lupul niciodată nu atacă turma. Pentru că turma are păstor, turma este păzită și niciodată tur, lupul nu intră în turmă direct. Întotdeauna lupul, răpitorul, caută oile răzlețe, oile care rămân în urmă, oile care se depărtează de turmă. Cu cât se depărtează mai mult, sunt ținta perfectă, sunt victima perfectă. Nu se pune problema că vor rezista mult. Că lupul stă la pând, abia așteaptă ca cineva să se autoizoleze, cineva să se îmbufneze, să se supere, să rupă legătura cu toată lumea, să închidă telefonul, să schimbe numărul de telefon, să nu mai caute nimeni, să nu mai deranjeze nimeni, să nu mai vină la biserică, să nu mai iasă nicăieri, să nu mai întâlnească pe nimeni. Ei bine, ești liber să faci asta, dar nu uita că singur intri în gura lupului. Lupul abia așteaptă. Și nu-ți va ajuta la nimic bogăția, nu va ajuta la nimic casa, nu-ți va ajuta la nimic pacea, liniștea de care crezi că te poți bucura, sănătatea ta, siguranța ta și tot ceea ce ai tu, vei vedea că se duc toate, că vine o zi a crizei, și problema este că atunci în necaz ai nevoie de cineva. Mai ales necazul îți arată că ai nevoie de cineva. Dar dacă tu n-ai pe nimeni, cine te va ajuta în ziua necazului? Avem o vorbă, da? Durerea împărtășită se înjumătățește. Bucuria împărtășită se dublează. Ce-ar fi fost astăzi, de exemplu, nunta voastră, să o faceți voi doi? Noi doi mergem în birou, rugăm, venim, rostim o binecuvântare, da, da, nu, nu, da, acasă. Ai o bucurie. Vrei în bucuria asta să fie implicați alții, să se bucure și alții, ne bucurăm și noi împreună, împreună cu voi. Nu asta este realitatea părtășii. La fel cum ai un necaz, vrei să cineva să te susține în rugăciune, cineva să te încurajeze, cineva să fie alături de tine. Dar creează cadrul acela. De aceea vreau să Mergem la câteva aplicații practice. Căutați mereu părtășia. Nu rupeți legătura cu biserica, nu rupeți legătura cu familia, cu ceilalți. Pentru că, din păcate, trăim astăzi vremuri în care cele mai multe familii se izolează, se autoizolează, în felul acesta se autolezionează, adică își fac singuri rău și apoi își pun întrebări. Sunt supărați, pot să fie supărați. Pe ei ar trebui să fie cei mai supărați. Povestea un pastor, a venit la sunat o soră foarte în vârstă, supărată foc, a fost la spital, n-a sunat-o nimeni, n-a căutat-o nimeni, n-a vizitat-o nimeni, nici măcar cineva din comitet sau pastorul și -a supărat, a venit ea, a chemat, dar frate, cum e posibil? Frate pastor, a venit, hai să stăm de vorbă, hai să vorbim, hai să analizăm lucrurile. Și înainte să-ți răspund eu la întrebarea asta, vreau să răspund tu la câteva întrebări. În viața ta, așa că ai trăit până acum, ai fost vreodată la spital, la cineva? Nu din familie, că e copilul sau soțul, nu, la altcineva cu care tu n-ai treabă. Din biserică, și un frate, a auzit, să a anunțat, să ne rugăm pentru Xulescu că va fi operat. Ai mers vreodată la spital la cineva? Înaintea lui Dumnezeu, spunea, adică nu merge cu... Nu. Concret, să-mi dai nume și prenume, dacă ai fost vreodată în viață. n am fost niciodată. Aha. Și tu acum te aștepți biserica să vină la tine, cineva să vină la tine. Adică tu n-ai fost niciodată, tu nu dai nimic, dar vrei să primești. Păi, când tu ai tăiat firul, dacă ar fi acum firul de telefon, când tu l-ai tăiat ca să nu sun pe nimeni, cine vrei să te sune pe tine? Când tu nu faci nimic pentru alții, cine să facă pentru tine când tu vei trece prin necaz? Și a continuat discuția asta. De câte ori ai ajutat tu? De câte ori te-ai implicat tu? E o condiție pe care noi o punem totdeauna când discutăm cu noi membri la Comitetul Bisericii. Noi cam asta le spunem tuturor membrilor. Încercați să țineți aproape de biserică. Telefonul funcționează bidirecțional, adică din amândouă direcțiile, nu vă așteptați doar biserica sau conducerea să vă sune și invers, obișnuiți-vă când treceți printr-o problemă, sunați, pentru că noi n avem de unde să știm dacă astăzi dimineața cineva are un accident și în spital, eu n-am de unde să știu dacă nu mă sună cineva, dacă nu mă cheamă pe cineva. De ce Apostolul spunea, dacă este vreunul printre voi bonlap, ce să facă? să aștepte pe prezbitere bisericii să vină pe la el, să stăm bufnat acolo și să că să închidă ușa bine, bine ar fi să nu vină ca să am motive să fiu supărat. Nu, să cheme. Asta înseamnă relație, implică-te, fă ceva, nu vă izolați, implicați-vă în biserică. Dacă tu nu mergi la nuntă, și cunosc destule persoane care nu vor să meargă la nuntă, vine și rândul tău, Cine o să fie la nunta ta dacă tu nu mergi? Nu mergi la o mormântare. Cine o să vină la, când vei trece tu pe acolo, sau vei avea pe cineva? Nu uitați că în, în modul în care trăim noi, în comunitate, contează foarte mult legăturile. Acești oameni nu aveau nici o legătură, nici măcar un fir de ață, cât de subțire, nici o legătură cu nimeni. Ce s-a întâmplat? Când au venit danicii, când au venit dușmanii lor, nimeni nici măcar n-a știut că cetatea a fost asediată, toți au murit, praful s-a ales de tot, totul a fost prefăcut în scrum, o cetate întreagă a dispărut efectiv ștearsă de pe fața pământului și nimeni nici măcar n-a știut de ce? Simplu. N-aveau legătură cu alți oameni. Pe cine să sun? A, noi stăm cât mai departe. Departe, departe. Să n-aibă timp nici măcar să vadă cineva, doar vedea fumul care se ridică și atât. Să n-audă nimeni, să nu știe nimeni. Reiau o altă imagine despre care am vorbit. Nu cu mult timp în urmă. Zidirea Zidul lui Ierusalimului. și îmi place imaginea de acolo. Neemia a strâns poporul și a spus fiecare să zidească în dreptul casei lui, adică ai grijă de familia ta în primul rând, dar noi în colaborare unii cu alții și spuneau ei că ei cu o mână aveau unealta cu care lucrau și în cealaltă mână țineau arma, arătând că trebuie să muncim, dar totodată trebuie să ne păzim, avem dușmani, trebuie să fim mereu în alertă, mereu în stare de alertă, mereu în alarmă, pentru că oricând poate veni dușmanul. Și le spunea Neemia, oameni buni, oricât de puternică e familia voastră, oricât de puternici sunteți voi, voi singuri nu veți ține a piept. Când vine dușmanul, vă distrug. Aveți nevoie unii de alții, avem nevoie unii de alții. Și ce să facem noi? Fiecare acolo lângă el unde lucrează să aibă și o trâmbiță și când vine dușmanul în dreptul tău, în dreptul casei tale, în familia ta, ai pus mâna pe trâmbiță și sunea război, chem. Și spunea el, vă amintiți, spuneam atunci, la sunetul trâmbiței, când veți auzi trâmbița, să veniți la locul unde se aude. Și toți acolo luptăm unul pentru altul. Și ne salvăm unul pe altul. Și ne ajutăm unul pe altul și ne susținem unul pe altul. Ei bine, așa au reușit. Dar dacă lasă că noi ne descurcăm singuri, vine dușmanul și tu singur nu poți să-i faci față. Pentru că ceea ce dă forță unei familii este unitatea. Unitatea între voi, dar apoi unitatea cu ceilalți. Cetatea asta puternică, cetatea asta bogată, cetatea asta care avea de toate, liniștită, pașnică, în siguranță, strategică, cetatea asta a fost distrusă complet. Pentru un singur motiv. N-avea legătură cu alți oameni. Autoizolată. Și asta a fost suficient ca să fie distrusă complet. Implicați-vă în biserică. Faceți-vă utilii altora. Există acel darea și primire de care spunea Pavel. Adică dai, primești. Există un schimb. În comerț există un schimb, eu fac ceva, tu faci altceva, facem schimb, eu îți dau ție, tu îmi dai mie, ne ajutăm unul pe altul. Ei bine, au spus, nu, nu, nu. Dacă mă înșeală, nu, noi ce avem e de calitate superioară, la noi e mai bun. Și nu au vreo legături cu nimeni, cu absolut nimeni. Nimeni nu era bun, nici măcar cei din casa lor, din familia lor, din neamul lor, nici acei nu erau buni, nici sidonienii ca și ei nu erau buni. Nimeni nu era bun. Doar noi suntem buni, noi ne izolăm, suntem pe contul nostru, Asta înseamnă disidența. Adică ne tragem de o parte și doar noi pe contul nostru. Fiți disponibili pentru a ajuta pe alții. Solicitați ajutorul când aveți nevoie de alții. obișnuiți vă cu asta. Nu subestimați forța relațiilor, că ceea ce dă stabilitate, ceea ce dă siguranță este forța relației, cu cât ai mai multă legătură, cu cât ești mai conectat, nu la internet și la toată nebunia care este acum în lume, dar să fii conectat la lumea reală, la frații adevărați, la cei care se roagă, la cei care te învață o vorbă bună, la cei care te îndeamnă la rugăciune. Cu cât ești mai conectat, cu atât vei fi mai puternic și vei fi mai rezistent. Cu cât rupi legăturile, cu cât vrei să nu ai legătură cu nimeni, într-o zi, când vine necazul, cu cine vei plânge? Când vine bucuria, cu cine te vei bucura? Avem nevoie unui de alții. Fiți atenți la priorități. Fiți atenți la priorități. Nu banii sunt prioritatea, numărul unu. Oamenii aceștia s-au axat doar să nu le lipsească nimic, să aibă de toate. Au spus să fim în pace cu toți oamenii, dar în, în modul de a ne izola, de a nu avea legătură, ca să trăiesc în pace, ce înseamnă? Tot pe un capăt, eu pe celălalt și cât mai departe unul de altul. Și am rezolvat problema păcii. Nu, problema păcii nu o rezolvăm depărtându-ne unii de alții, ci apropiindu-ne cu iertare, cu acceptare, cu bunătate, cu smerenie, doar așa putem să avem pace. Pacea aceea, că n-am legătură cu nimeni și n-am treabă, e o pace falsă. E o pace falsă. M-am încuiat undeva, sunt singur, nu văd pe nimeni, n-aud pe nimeni, n-am treabă cu nimeni și sunt în pace. Când vor zice pace și liniște, o prăpădenie neașteptată va veni peste ei ca durerile peste femeia la naștere. Deci este importantă părtășia. Nu banii contează cel mai mult. Nu sănătatea cum credem noi. Că și asta poate subrezi oricând. Nimic din tot ce avem noi nu ne poate garanta viitorul. Pentru că acești oameni, trebuie să înțelegeți ceva, au pierdut viitorul. Au avut bani, au avut pace, liniște, sănătate, siguranță, au avut tot ce dorește o cetate pe pământul acesta, dar n-au avut viitor. Viitor înseamnă să ai copii, să-ți vezi nepoți, să vezi ceva, să vezi numele tău. Nu, s-a terminat totul, gata, închis tot, n-a mai rămas nimeni, nimeni, nimeni din neamul acela. Nu s-a mai auzit nimic, s-a terminat. Istoria lor s-a terminat într-o zi. Pentru un motiv aparent absurd, n-aveau legătură cu alții. Când au venit dușmanii, n-au avut cine să-i ajute, n-au avut la cine apela, n-au avut la cine striga. Dacă erau mai aproape, puteau să strige, să ajute cineva. Dacă aveau legătură, poate cineva îi ajuta, poate cineva era alături de ei, dar ei n-aveau nicio legătură. N-au putut face absolut nimic. Prietenul la nevoie se cunoaște. Dar prietenul trebuie să-ți-l faci. Prietenul trebuie să fii tu mai întâi prietenos, trebuie să fiți voi, să creați relații, să aveți legături și eu încurajez totdeauna mai ales tinerile familiei, faceți-vă prieteni mai ales din biserică. Dar și din biserică faceți-vă prieteni care vă îndeamnă la biserică, vă îndeamnă la rugăciune, vă îndeamnă la proiecte din biserică. Prieteni de ăștia ca să vă ducă cu cortul pe, la munte și la mare o să găsiți oriunde, și în biserică. Să vă spună, lasă biserica așa acasă, lasă că familia mai întâi. Ok, familia mai întâi, cetatea mai întâi. Dar uite că dacă n-ai legătură cu alte familii și doar familia ta este prioritate și n-ai timp de alții și nu te interesează de alții, într-o zi vei avea și tu nevoie de cineva și atunci Dumnezeu spune familia mai întâi, să te ajute familia în care ai investit. Că dacă tu investești doar în familie, Cine să te ajute? Dacă laiș a investit doar în laiș, cine să-i ajute în ziua necazului? Nimeni. De aceea trebuie să echilibrăm lucrurile, să nu mergem nici la o extremă, nici la alta. Și la nivelul familiei. Da, avem grijă de familii, dar totodată avem grijă familia noastră să fie în relații cu alte familii. Pentru că sunt momente în viață, sunt crize, sunt necazuri și închei cu asta, pregătiți-vă pentru ziua necazului. Biblia ne spune prin Apostolul Pavel, ființele acestea vor avea necazuri, vorbim chiar despre căsătorie, vor avea necazuri. E bine, în ziua necazului, ceea ce va conta, va conta foarte mult biserica. Va conta legătura cu alții. Dar nu biserica în sensul că el nu vine niciodată, nu participă, nu-l vede nimeni, nu-l știe nimeni, el niciodată nu se implică în nimic, dar are pretenția sau așteptarea cineva să afle. Orice așteptare ar fi avut la aici. Cine să vină să-i ajute dacă nimeni nu știe de ei, dacă nimeni nu-i cunoaște, nimeni nu i-a văzut cum arată, nu a intrat nimeni în casa lor niciodată? De unde legătură? Nu uitați că legătura este reciprocă. În orice relație trebuie investit în mod reciproc. Nu poți avea relație doar uh, într-o singură direcție, în sens unic. Trebuie să fie din ambele sensuri. Voi să vă apropiați de biserică, biserica se va apropia de voi, voi vă apropiați de Dumnezeu, Dumnezeu se apropie de voi. Asta este ceea ce înseamnă darea și primirea. Dai, oferi și primești. De aceea mă rog din toată inima ca Dumnezeu să binecuvânteze familia voastră. Să fiți o familie binecuvântată, să vă dea Dumnezeu și prosperitate, și sănătate, și pace, și liniște, și siguranță, protecție, dar mai presus de toate, asta ține de voi, părtășia cu ceilalți părtășia vă garantează că vă păstrați, vă protejați ceea ce aveți. Pentru că orice bogățiu ai, dacă tu n-ai -ai protecție, nu te, nu te ajută la nimic. Ba, mai mare dezamăgire vei avea. E ca și cum ai avea mari bogății, dar n-ai nicio siguranță, n-ai nicio protecție. Oricând poate veni cineva să-ți ia totul. Și mai mare dezamăgire. Mai bine n-ai avea nimic decât să ai un, un milion de euro și vine cineva să ți fură dacă nu ai, nu ești așa supărat. Dar dacă i-ai și cineva ți-a furat, atunci da să vezi depresie și durere și durere de cap. De asta și binecuvântările trebuie păstrate. Că Dumnezeu ni le dă, dar ca să le păstreze acele binecuvântări, trebuie să intrați în acest sistem al lui Dumnezeu numit cetate, numit biserică, aici unde eu ofer, aici unde eu primesc, aici unde eu mă implic, aici unde eu ajut și alții mă ajută, nu se poate pe contul vostru să rezolvați toate lucrurile. Avem nevoie unii de alții. Ca familie, aveți nevoie de alte familii. Aveți nevoie de biserică. Aveți nevoie de Dumnezeu. Aceasta vrem să vă spunem astăzi foarte apăsat, foarte clar. Nu vă izolați, ci fiți parte din biserică. Implicați-vă. Fiți prietenoși cu alții. Faceți cât mai multe legături. Cu cât veți avea mai multe legături, cu atât va fi mai ușor atunci când treceți prin ziua cazului, va fi cine să vă ajute. Că așa spune Biblia, mai bine doi decât unul, că dacă se întâmplă unul să cadă, are cine să ridice. Dar dacă e singur, ca familie vorbind, dacă familia voastră e singură și nu mai are nicio altă familie de prieteni, cine să vă ajute? Cine să vă viziteze? Și nu puteți apoi reproșa altora că nu știu, că nu se implică, pentru că asta, repet și repet, este din ambele sensuri. Trebuie și voi să oferiți ca să primiți. Trebuie și voi să vă implicați ca și alții la rândul lor să se implice. Trebuie și voi să vă pese de alții ca și altora să le pese de voi. Pentru că așa ne-a creat pe noi Dumnezeu. Să avem nevoie unii de alții. Niciunul nu le are pe toate, mie îmi lipsește ceva care are altul. Și facem un schimb. Asta e părtășia. De aceea mă rog din toată inima, familia voastră să fie o familie puternică, binecuvântată, dar mai ales să dăinuiască. Pentru că acești oameni au pierdut viitorul și îndrăznesc eu să spun au pierdut veșnicia, pentru că veșnicia știți ce înseamnă din veci în veci. Toate sunt familii puternice, dacă e familia lui Avram sau familia lui Israel, observați, mii și mii de ani au trecut sute de generații și au rezistat timpului. Alte familii distruse complet, alte cetăți distruse complet, nu se mai auzi de ele. La fel și familia voastră. Noi nu știm. Pământul acesta poate încă să mai dureze mii de ani. Poate familia voastră să fie o familie care, dacă Domnul va rândui și o mie de ani, două mii de ani, trei mii de ani, să mai fie din, din, din genealogia voastră, să mai fie cineva. Sau se poate să nu fie nimeni. De asta contează foarte mult, foarte mult legătura. Legătura frățească. Biserica primară stăruia în legătura frățească. E o legătură în care voi, în primul rând, vă implicați și apoi îndemn și celelalte familii din biserică, Dumnezeu să vă ajute, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare, să păstrați legătura, unii cu alții, cu biserica, să fim toți împreună să-l căutăm pe Dumnezeu și Dumnezeu să ne păzească în toate. Amin.